Niciodată nu te uita înapoi dacă n-ai de gând să te întorci. Nu este cazul. Odată ce ești hotărât în sufletul tău că nu te vei întoarce niciodată, nu ai de ce să te uiți în direcția aceea. Odată ce ai hotărât în sufletul tău că acel lucru nu-l vei pune înaintea ochilor tăi, nu ai de ce să te uiți în direcția respectivă. Odată ce ai hotărât că nu vei face un lucru, nu ai de ce să te preocupi cu lucrul acela, nu ai de ce să te informezi cu privire la el. Lucrul acela pentru tine este mort, fiindcă tu ai hotărât în sufletul tău că niciodată nu vei merge în direcția aceasta. Și ai luat hotărâre cu mintea întreagă. În momentul în care intri în domeniul respectiv și începi să explorezi și așa mai departe, mintea nu mai e întreagă. E afectată atunci de diverse emoții. Ai observat cuvintele Apostolului Pavel? Uitând ce este în urmă, mă arunc spre ce este înainte. Soția lui Lot a lăsat un mesaj lumii. Dacă lucrul acesta spre care vrei să te uiți nu este lucru unde vrei să te duci, n-are sens să te uiți. N-are sens să te uiți. Este uneori târziu sau prea târziu să înfrângi o ispită la care ți-ai ațintit ochii de multă vreme, continui să studiezi lucrurile acestea, să explorezi, să te informezi. Uneori vei fi cu totul neputincios de a te împotrivi. Biruința trebuie câștigată nu în fața ecranului și nu în fața sticlei sau a drogului sau a persoanei. Nu. Biruința trebuie câștigată în suflet atunci când refuzi să privești în direcția locului unde nu vrei să ajungi, unde ai hotărât în suflet că nu vrei să ajungi. Domnul Iisus Hristos este acela care s-a uitat țintă la bucuria care îi era pusă înainte. Așa spune Biblia. Pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șa de la dreapta lui Dumnezeu. Lucrul acesta este pentru noi un îndemn atât de clar, nu în lucrurile mari, cum este Golgota, dar în lucrurile mici de fiecare zi. Întrebarea care trebuie să se ridice imediat ce se naște un anume impuls în viața sau inima noastră, întrebarea este, este lucrul ăsta ceea ce vrei să faci? Vrei să faci lucrul ăsta? Nu. Ce sens are să intri în dialog cu el? Dumnezeu să ajute, așa cum scrie cartea Proverbelor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții și ele trebuie să fie curate.